Primul incident a avut loc la secția de votare numărul 15 din Năvodari. Doamna de la masă, doamna Luma, a dat 6 buletine de vot. Două de la primar, două au fost deja băgate. Avem și ștampila de la secția noastră, acum spune că nu le-am numărat. Nu știu, dânsul a intrat cu mâna în buzunar, a ieșit cu 6 buletine. Cum fac? Deci domnul avea 6, doamna la rând mai avea încă 6. Și a apucat să bage 2. Ați numărat câte buletine are CFSM-ul? Am dat câte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Câte le-ați dat la fiecare? Ați recunoscut că au recunoscut că au băgat 2 și le-au mai rămas 4 în mână. Eu nu știu... De acolo, de la doamnă. Toate mi le-a dat doamnă. M-am dus în untru, le-am ștampilat și l-am rugat pe domnul să mă ajute să le pună în ordine. Eu eram în cinstare. Păi nu, dar avea 6 în mână, ce contează? Aveam pe 6. Poate că a băgat ca să le numărăm, avea 6. Trebuie văzut de unde. La scurt timp după primul incident, un altul a avut loc la o secție alăturată. Un bărbat a fost prins după ce a făcut o poză cu telefonul mobil buletinului de vot cu ștampila aplicată. Se pare că acesta urma să primească o sumă de bani după ce făcea dovada că a votat cu cine trebuie. Ați făcut poză cu telefonul? Nu am făcut nimic. De la cine urma să primiți banii? De la cine urma să primiți banii? Cei trei au fost duși la sediul poliției din Năvodari pentru audieri.